Ioana Băzescu scapă de acuzațiile din dosarul Nana. Tribunalul Călăraș a încetat procesul penal față de toți inculpații ca urmare a deciziilor Curții Constituționale privind prescripția. Aceștia trebuie însă să plătească un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Corespondentul Antena 3 CNN, Elena Predoiu, are toate informațiile. Elena, te ascultăm. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Tribunalul Călăraș a dispus încetarea procesului penal pe mai multe capete de acuzare. Vorbim despre abuz în serviciu, spălare de bani, fals, uz de fals. Decizia se aplică față de cei 11 inculpați din dosarul Nana. Asta după ce instanța a constatat faptul că a intervenit prescripția după aplicarea deciziei CCR. Tribunalul Călăraș a menținut sechestrele pe mai multe bunuri ale inculpaților, însă a ridicat măsurile asigurate de pe terenurile Ioanei Băsescu, fica fostului președinte al României, Traian Băsescu. Vă reamintesc că este vorba despre terenuri despre care procurorii spun că au fost retrocedate ilegal și au adus un prejudiciu de 3 milioane de lei. Decizia Tribunalului Călăraș nu este definitivă.